Ora 17 începe a treia oră de politica zilei. Sunt Ioana Constantin, vă mulțumesc foarte mult că ați rămas aici pe B1 TV. Bombe după bombe, astăzi prima a început foarte de dimineață. Biroul Electoral Central a pulverizat protocolul de alianță PSD și PNL de la capitală ca urmare a denunțării de cele două partide a protocolului, pentru că vor merge împreună, vor merge separat cu candidați la București. Problema care se pune acum este dacă PSD și PNL mai merg împreună sau nu la sectoare, pentru că ar trebui redepuse protocoale pentru sectoare sau redepuse candidaturi, în ceea ce îl privește pe primarul de la sectorul 4, de exemplu, pe domnul Băluță. Se măresc acuzațiile de blat politic la unele sectoare, de exemplu la sectorul 5, acolo unde este acuzat un blat între Piedone și PSD sau între PSD și Piedone, pentru că acest candidat al coaliției, domnul Vigheciu, e un candidat pe care nici măcar Negoiță de la sectorul 3 nu-l cunoaște, că îi spune Ghiveciu la o lansare de la sectorul 4. Însă urmează a doua bombă de astăzi. După ce și-a depus candidatura, primarul sectorului 1, Clotilde Armand, a fost trimisă în judecată, asta ca urmare a semnăturii pe care a pus-o pentru majorarea salariului într-un proiect în care este și manager de proiect. Iar tot astăzi am văzut și depunerea candidaturilor pentru Nicu Șordan la Primăria Generală a Capitalei și Dreapta Unită, liste comune de candidați la toate sectoarele și la Primăria Capitalei. Ați ascultat în direct toate declarațiile. O să discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică la București ora aceasta, dar și despre dosarul Mineriadei, pentru că de dimineață au fost audieri. Petre Roman, Voican Voiculescu, Măgureanu au fost audiați la parchet. Iar mâine, pe surse, știm că procurorii vor merge acasă la Ion Iliescu. Tot ora aceasta o să vă arăt și cum un medic care a luat șpagă de 280 de ori de la pacienți bolnavi de cancer va putea profesa peste 5 ani în sistemul public de sănătate și scapă de pușcărie, evident. Începe a treia oră de politica zilei. Invitații mei și dumneavoastră de la această a treia oră, printr-o legătură telefonică directă, Cristina Prună, este deputat USR Dreapta Unită. Mulțumesc foarte mult, Cristina! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Mi se alătură senatorul PNL, domnul Fenechiu. Vă mulțumesc foarte mult, liderul senatorilor PNL. Mulțumesc! Rămâna. Alături de noi și domnul Ialomițianu, fost ministru de finanțe, președinte PMP Brașov. Mulțumesc, Dreapta Unită. Mulțumesc, domnule Ialomițianu. Bun, haideți să începem în ordinea întâmplărilor de astăzi. Domnule Fenechiu, sunteți și avocat la bază. Explicați-ne puțin ce se întâmplă cu depunerea candidaturilor la București. S-a denunțat protocolul PSD-PNL pentru capitală. Ce se întâmplă la sectoare? Și redepun primarii de sectoare? S-au încălcat ceva dispoziții? Că e o întreagă controversă. A făcut BEC o excepție pentru alianța dumneavoastră? Nu știu să fie vreo situație de acest gen. La sectoare se merge în alianță. La primăria capitalei o să avem candidați individuali. Nu cred că trebuie făcută o modificare. Primarii care sunt susținuți, respectiv domnul Tuță la 1, Hopinca la 2, Negoiță la 3, la 4 Băluță, la 5, la 6 colegul meu, candidează pe listele comune. Păi dacă protocolul a fost denunțat pentru capitală, el nu era valabil și pentru sectoare, domnule Fenechiu? Nu, nu a fost denunțat protocolul. S-a decis doar ca să avem candidat individual la primăria capitalei. În rest, n-a fost denunțat protocolul. Și asta înseamnă că candidatura depusă de domnul Băluță, de exemplu, este în regulă? Nu trebuie să-și depună o altă candidatură acum, că nu mai există alianța la nivelul Bucureștiului? Sigur că nu trebuie, pentru că domnul Băluță candidează la nivelul sectorului 3, unde este alianța. Am înțeles, da. Deci nu mai depuneți pe sectoare, este bătut în cuie că mergeți împreună. Da. Eu așa știu, nu cunosc un alt detaliu. Candidaturile depuse sunt în regulă. Singura problemă a fost denunțarea ideii de candidat unic. În rest, toate lucrurile rămân la fel. Da, domnule Ialomițianu, revin la dumneavoastră, mai devreme v-am întrerupt când dădeau declarații colegii de la București, Nicu Șordan. Domnule ministru Ialomițianu, cum vă uitați la ce se întâmplă acum în capitală? Pentru că pare că la sectoare totuși se va merge, eu știu că domnul Fenechiu îl crede, reprezentantul PNL-ului, dar pare că după decizia BEC-ului se facilitează o spargere alianței și pe la unele sectoare, mai cu seamă că PSD-ul vrea pe Piedone la sectorul 5, nu știu dacă juniorul sau seniorul. E un film de prost gust pentru bucureșteni și pentru români în general. Nu știu dacă la Brașov mai merge protocolul PSD-PNL. Oricum ei sunt separați. Și a fost un interes să scape de unii
candidați incomozi din PSD sau din PNL și văd că acum acei candidați sunt foarte buni, dar cu șanse foarte reduse. Totuși, dacă s-a depus un protocol între PSD și PNL, cu tot respectul pentru domnul Fenechiu, dar s-a depus și pentru candidat la primăria Capitalei. Și atunci trebuie modificat protocolul, pentru că și Dreapta Unită chiar a depus la Brașov, a depus pentru Consiliul Județean, pentru președintele Consiliului Județean și atunci și pentru celelalte localități. În momentul în care nu mai corespunde, trebuie să-l modifici. Dar vor da o lege că el a îndemâna actualei coaliții să schimbe legile de dimineață și după amiază, o instabilitate a legislației, dar niște mesaje foarte proaste pentru electorat, pentru că, de fapt, interesul celor doi lideri, domnul Ciucă și domnul Ciolacu, a fost să-și păstreze funcțiile și să nu aibă probleme în partid, adică să-i sacrifice, că, de fapt, și la Timiș s-a produs același lucru, să-l trimită pe domnul Simonis la Timiș, dar nu va câștiga, că va câștiga Dreapta Unită, la Brașov să-l salveze pe scripcarul cei din lideri care mai sunt după în PDL în conducerea PNL-ului, deci lucruri de genul ăsta. Deci nu a fost vorba de un program, adică pentru români, a fost să-și rezolve problemele în interiorul partidului. Iar sunt convins că electoratul o să-i sancționeze, pentru că guvernează prost, dar și organizează foarte prost alegeri. Se joacă cu legile, parcă ar fi niște decizii la nivelul unui SRL, țara aceasta. Vreau să mă întorc puțin la domnul Fenechiu și eu rog pe Cristina Prună să aibă un pic de răbdare. Domnule Fenechiu, vreau să vă întreb o chestiune. Dacă domnul Piedone va fi susținut în orice variantă, Piedone juniorul sau Piedone seniorul, la sectorul 5, PNL-ul a spus întotdeauna că este exclusă orice susținere pentru Piedone. Asta înseamnă o ruptură la nivelul alianței pe București, pe sectoare? Sau mergeți cu Piedone și noastră? În primul rând aș vrea să vă spun că domnul Ialomiteanu comite o eroare. Protocolul a fost înregistrat. O eventuală modificare în speță, faptul că vom avea doi candidați, necesită doar o adiționare de cursă ulterior care se va depune odată cu candidaturile celor doi. Da, va fi depus. Deci protocolul nu a fost anulat, este doar în parte modificat. Sigur că da. Va fi modificat, va fi depus un adițional prin care vom avea candidat separat la primăria mare. Atât. Cu relativ la întrebarea dumneavoastră cu sectorul 5, lucrurile sunt foarte simple. PNL a declarat că nu îl susține pe Piedone și cred că Alianța nu îl va susține pe Piedone. Deci noi îl vom susține pe candidatul stabilit în comun. Dacă vor apărea modificări, vom reacționa. Eu nu pot în momentul de față să fac scenarii pentru lucruri pe care în momentul de față nu le văd posibile. Eu cred că Piedone nu se va retrage și va candida și discuția este fără substanță, pentru că noi vom susține candidații noștri. Și totuși, Cristina Prună, domnul Ciolacu îl invită pe Piedone în echipă să fie primar la sectorul 5, asta înseamnă că domnul Ghiveciu, domnul Ghiveciu, cum i-a zis domnul Negoiță, nu i-a zis în greșeală, așa a nimerit, lui Negoiță oricum îi plac și ghivecele și plantele și palmierii. Da, da, și alt fel de plante îi mai plac domnului Negoiță, am auzit, dar nu-i treaba mea. Așa, bun, Cristina Prună, înțeleg că nu doar sectorul 5 e cu o problemă, la sectorul 1 se anunță candidatura domnului Tudorache în această săptămână. Deci chiar dacă el e suspendat din PSD, pare că Alianța merge ca pe roate. Da, așa este. Acum, dincolo de ce s-a întâmplat la Biroul Electoral Central, dincolo de ce spune domnul Ciolacu, dincolo de ghivece sau neghivece sau la modul cel mai realist vorbind, noi candidați sunt de fapt vechi candidați, pentru că nu s-a schimbat absolut nimic. Adică dacă ne uităm inclusiv la București, da? Domnul Burduja, doamna Firea, nu erau considerați candidați buni până acum câteva săptămâni și noi nu știm de ce ar fi buni acum pentru București. Da? Deci toată discuția asta despre comasare, despre stabilitate, a fost de fapt o minciună și singura lor preocupare este efectiv să pună mâna pe resursele Bucureștiului. Ei nu se gândesc la un viitor, n-au venit cu un program, fostul candidat independent nu a avut un program. Acum, pe doamna Firea, noi am văzut-o, știm de ce e în stare la București, de tot felul de concerturi care să
ia ochii lumii, dar în realitate proiectele importante, uitați-vă că s-au întâmplat în mandatul lui Nicuș Ordan. La domnul Burduja ce să mai zicem? L-am văzut de ce a fost în stare la Ministerul Digitalizării, cu cloud-ul guvernamental, cu robotul Ion. Acum la Ministerul Energiei avem cele mai mari prețuri reglementate, plafonate, stabilite din pixul domnului Burduja și domnului Ciolacu și poate la București avem cea mai scumpă capitală europeană, că altceva nu știu ce ne poate oferi domnul Burduja. Deci, încă o dată, în orice caz, ambii candidați sunt mult mai în regulă decât domnul Piedone, oricum am dau-o. Dar, Cristina Prună, vreau două întrebări la tine. Prima va fi legată de primăria generală și apoi trebuie să discutăm și să întâmplă la sectorul 1, inclusiv în curtea voastră. Cristina Prună, despre primăria generală, intrarea în cursa celor doi, Burduja și Firea, și cu rămânerea în cursa lui Piedone, slăbesc șansele lui Nicuș Ordan, realist vorbim, poate aveți și voi cercetări, poate vă uitați un pic la ce se întâmplă, pentru că se împart electoratele și la Piedone și la Nicușor acum. Vă spun sincer, am ieșit în ultimele săptămâni și la strângerea de semnături să discut cu bucureștenii și eu i-am văzut mai degrabă mulțumiți de ceea ce a făcut Nicuș Ordan. Sigur, întotdeauna se poate mai bine, uitându-ne la diferite sectoare, problemele sunt diferite, însă oamenii apreciază acest efort și în ceea ce privește transportul public și sistemul de termoficare. Au înțeles marea majoritate a bucureștenilor că e nevoie de timp atunci când vrei să faci proiecte pentru oameni și nu pentru acoliți și oameni de partid și alte lucruri pe care le-am mai văzut, de pildă la sectorul 5 și lucrări de mântuială. Deci lucrurile astea necesită timp. Iar bucureștenii pare că înțeleg lucrul acesta și știu să facă diferența între o candidatură care e mai degrabă una de glumă și candidatură serioasă și proiecte serioase pe termen. La ora aceasta așteptăm și deciziile biroului electoral, pentru că este o ședință în care se decide și soarta candidaturilor Firea, Burduja, sectoare. Dar până acolo, Cristina Prună, revin la tine. A depus astăzi Clotilde Armand candidatura pentru sectorul 1. La maximum 2-3 ore distanță, cred, a venit comunicatul parchetului care spune că primarul sectorului 1, Clotilde Armand, este trimisă în judecată. Este vorba despre acel proiect pe fonduri în care s-a numit manager și și-a majorat și salariul. E vorba de infracțiunea denumită, cum vă spuneam, de parchet, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Da, eu vă spun sincer, cred însă că sunt și magistrați corecți în România care nu răspund la comenzi politice. Despre acest dosar am mai vorbit și dacă ne uităm așa și la o analiză superficială, vedem că e o glumă până la urmă, pentru că acel presupus prejudiciu de 3.000 de euro, până la urmă a primit semnături de la diverse direcții din primărie. Ce pot să remarc, într-adevăr, este ceea ce ați spus și dumneavoastră, faptul că e prea mare coincidența, adică nu se poate o asemenea precizie în ziua în care îți depui candidatura să apară această trimitere în judecată. Eu sper să se facă lumină. Am mai văzut povestea asta și în cazul candidaturii lui Dan Barna la prezidențiale. Știți că a apărut atunci un dosar care s-a închis, deși a fost răgânat 5 ani de zile și s-a demonstrat că fapta nu exista. Da. Dar eu sper totuși să se facă lumină și asta își dorește și Clotilde Armand, asta ne dorim și noi. Nu este nimic ilegal acolo. Mulțumesc, Cristina. Bun, hai să merg și la ceilalți invitați. Cu tot respectul pentru justiția din România, dar domnule Fenechiu, astăzi a depus candidatura. Până acum nu exista acest comunicat. Adică, nu știu, sunt coincidențe, se întâmplă indiferent că e vorba de PSD, de PNL, de USR, de UDMR, de cine vreți noastră, de AUR, de ori, dau toate partidele, PMP, nu știu. Nu mai cum, adică vine comunicatul parchetului la două ore după ce și-a depus candidatura? Dacă ar fi să fac o glumă, ar trebui să spun că e un simpatizant al lui Clotilde Armand. E, sigur, care vrea, care vrea să-i crească cota. Lăsând la o parte glumă, și mie mi se pare o întâmplare nefericită, pentru că eu am spus întotdeauna și procurorii și judecătorii trăiesc în cetatea anumită București. Și, în general, și aceste măsuri, eu cred că, lăsând la o parte faptul că justiția e oarbă, în context electoral, în contextul în care demersurile justiției sunt deseori interpretate, cred că mai multă atenție ar da bine.
din punctul meu de vedere, nu știu dacă era o urgență să fie trimis în judecată astăzi sau putea fi trimis peste o săptămână sau poate chiar după... Sau acum o săptămână, nu știu. Sau acum o săptămână, pentru că dacă dosarul a trenat, cred că mai putea să mai stea o săptămână, măcar pentru a nu genera aceste interpretări care, una peste alta, o victimizează pe Clotilde Armand și îi dau o șansă. Pentru că aici lucrurile stau așa. Cine nu place pe Clotilde Armand, cu siguranță se va bucura și oricum n-ar fi votat-o. Cine o place, nu se va lăsa influențat de această trimitere în judecată. Iar din categoria nehotărâților, sunt unii care vor spune, domne, dacă oamenii ăștia și-au dat mâna și uite ce îi fac, hai să o votăm. Eu regret această împrejurare, nu fac parte dintre simpatizanții doamnei Clotilde Armand, asta cât este cât se poate de evident, evident. Însă dezavuez asemenea întâmplări, dar chiar și în ipoteza în care sunt întâmplări, și eu cred că este o întâmplare, nu face altceva decât să permită politizarea unei decizii de justiție și nu rezolvă problema. Doamna Prună ne-a spus că speră că există judecători corecți. Vreau să-i spun doamnei Prună, cu tot respectul pe care îl port și domnii sale și multor politicieni din UTR, că în momentul în care tu semnezi ceva în legătură cu un drept interes al tău, ești în situația prevăzută de 301, adică de folosirea influenței. Este caz de manual. Da, îl aștept și pe piedone în situația asta, că și el și-a majorat cu 50% salariu, știți? Adică cred că foarte tot... bine. Păi, este aia... în aceeași, dacă da. El și-a semnat dispoziția, da, este în aceeași situație. Am arătat deci ieri. Legea, da. Legea este foarte clară. Necunoașterea legii nu te exonerează. Da, cu asta sunt răspund. De acord. Domnule ministru al Justiției. Nici faptul că așa ar fi bine să fie. Bă, dacă legea spune că nu poți lua decizii în legătură cu persoana ta sau cu drepturile tale, bună sau proastă, legea trebuie respectată, pentru că asta înseamnă statul de drept. Bun. Evident, hai să scriem o scrisoare la Comisia Europeană, să scriem domnului Ursula, președintelui Statelor Unite, să scoatem 200 de ONG-uri în stradă. Bun, vreau să-l auzi pe domnul Lomițianu, că mai avem puțin timp până la publicitate. Vă rog, domnule ministru. Nu sunt de acord în totalitate cu domnul Fenechiu, că doamna Clotilde Armand era ordonator de credit. Nu și-a dat ceva personal. Era un drept legal. Și atunci mulți fac, iau decizii și se interpretează. Când ești ordonator de credit, angajezi o cheltuială. Și mulți primari, chiar și miniștri, îi semnează și într-adevăr se forțează legea. Nu e vorba de un interes personal pentru familie. Era un drept legal. Doi, că spune domnul Fenechiu, domne, că e o întâmplare nefericită, dar domnul Fenechiu, el la Brașov, viceprimarul tot de la USR, Flavia Boghiu, a fost trimis în judecată. E un dosar de 3 lulele legat de abuz. Făcut o plângere din partea unui coleg al dumneavoastră, viceprimarul de la Brașov. Ieri a fost trimis în judecată înainte să se definitiveze lista candidaților. S-a retras. Pentru că așa a dorit. Deși și acolo trebuia doamna Flavia Boghiu să candideze, pentru că nu e vorba de corupție. Iar PSD-ul, ce a făcut domnul Ciolacu? Poate dumneavoastră vă întâlniți mai des cu domnul Ciolacu. De vreo 2 săptămâni pot spunea că doamna Clotilde Armand este trimisă în judecată. Numai astăzi. Nu cumva primul ministru a sugerat unui procuror să trimită dosarul în judecat. În momentul în care un prim-ministru, al doilea om în stat, mă refer ca putere, nu ca și Constituție, pentru că ca și putere, spune de vreo 5-6 ori că e trimis în judecată primarul de la sectorul, lucrul astea, cum se interpretează din partea unui procuror. Iar vreau să vă spun că PSD-ul spune, domne, noi nu... avem pe listă persoane care sunt trimise în judecată. Îi spun domnului Ciolacu că la Zărnești, primarul, în funcție, e trimis în judecată, e candidat în Brașov, e trimis în judecată, e candidat la primăria Zărnești pentru corupție, nu pentru un banal abuz în serviciu, cum s-a întâmplat da. La Brașov. Domnul Ciolacu știe multe, dânsul știaș de Euroins. Ce fac liderii de la putere și vedeți ce probleme aveți la Prahova. Domnul Fenechiu este elegant, sigur că e un avocat, dar sunt lideri ai PNL-ului care, și PSD-ului care aruncă cu noroi în persoane care sunt și exercită funcția cu bună credință, dar într-adevăr legea este interpretabilă. Dar să nu vorbim
Nu vorbim de cei care, într-adevăr, au luat bancul portbagaj. Domnul ministru, eu l-am apărat pe Mircea Diaconu. Mircea Diaconu a fost exact în acea situație. Hotărârea care i-a obținut-o lui Mircea Diaconu i-a permis să candideze la europarlamentare. Deci nu sunt unul din oamenii care să fiu habotnic. I-am spus și Mircea Diaconu atunci. Îi spun și doamnei Clotilde Armand. Există instituția delegării. Instituția delegării este tocmai pentru a nu suporta rigorile legii. Deci din punctul ăsta de vedere eu vă mai spun atât. Ludovic Orban, partenerul dumneavoastră, Dan Motreanu, George Scutaru, Vasile Blaga, oameni care au fost inculpați sau trimiși în judecată în pragul alegerilor, da? Care au făcut pasul în spate și au fost achitați. Deci Partidul Național Liberal nu poate fi suspectat de faptul că n-a respectat toate rigorile. E corect? La Prahova ce faceți? La Prahova nu știu ce facem, dar Iulian Dumitrescu n-a fost condamnat. Da, a sesizat domnul Bode, Comisia de Etică, cică. Bine, vă mulțumesc foarte mult, domnule Fenechiu, mulțumesc. Mergem mai departe, alături de noi Virgil Bălăceanu, este președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Bună seara, domnule general, vă mulțumesc foarte mult bună că seara. Sunteți aici. Bună seara. Vreau să discutăm puțin și ce se întâmplă pe plan extern și ce se întâmplă mai ales cu Ucraina. Vreau să încep cu această bruiare a GPS-ului în zona flancului estic. Rusia folosește o armă care se numește Tobol, care bruiază avioane și nave pe flancul estic. S-a vorbit foarte mult despre acest bruiaj al sistemului GPS. Explicați-ne cât de mult afectează. Din datele consemnate, afectează, dar nu a dus la accidente grave. Kaliningradul este supramilitarizat. Nici nu poate fi altfel. Kaliningradul este izolat la ora actuală. Prin intrarea Suediei și Finlandei în NATO, Marea Baltică a devenit o mare NATO. Într-o acțiune propriu-zisă, Kaliningradul va fi izolat. Va fi foarte greu pentru ruși să facă legătura între forțele lor din St. Petersburg și Kaliningrad. Sigur că nu este un lucru corect, însă se întâmplă des ca sistemele de război electronic pe care le au rușii, nu neapărat obolul, sigur că este unul din principalele mijloace, însă ele acționează pe de o parte, susținând că fac protecția teritoriului Kaliningradului, a bazelor militare din Kaliningrad, dar în mod cert afectează și rutele comerciale și de ce nu și zborurile militare din zonă. De regulă însă au aplicat război electronic în dimensiunea în care să nu se creeze incidente grave. Pentru că mijloace de război electronic au și statele membre NATO, în primul rând Polonia. Și Polonia poate să pună în acțiune și probabil a pus asemenea mijloace de război electronic. Este o situație frecventă cum sunt și situațiile legate de apropierea de spațiu aerian al unui stat sau al celuilalt, mai ales într-o zonă de conflict. Ori granița de est a NATO este legată de conflictul din Ucraina. Nu trebuie să ne surprindă ceea ce se comentează legat de aceste măsuri de război electronic, dar sigur sperăm ca ele să nu fie atât de puternice încât să ducă la incidente grave. Și repet, Federația Rusă este atentă din punctul ăsta de vedere, cum de altfel și NATO. În realitate nu se vrea crearea unui incident grav de securitate care să ducă la ideea escaladării războiului din Ucraina. Da, vrea ca acest război să rămână regional. Regional, da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Bălăceanu, pentru această analiză și pentru aceste informații, pentru că s-a discutat foarte mult despre cum bruiază rușii semnalul GPS pentru nave, pentru avioane, inclusiv avioane civile. În ultima perioadă s-a discutat despre acest lucru. Mergem într-o scurtă pauză, ne întoarcem cu domnul ministru Alămițianu, Cristina Prună. Imediat vă arătăm ce s-a întâmplat în audierile de la Mineriade. A fost odată cam povestea.
la el astăzi. Petre Roman a fost audiat 8 ore în dosarul Mineriadei la parchet. Au fost acolo și Voican Voiculescu și Măgureanu. Vedem ceva imagini din această dimineață când au ajuns la parchet și Gelu Voican Voiculescu. Nu știu dacă era și cu soția care este... lucra la Sputnik, scria pentru Sputnik la un moment dat, apropo de ce s-a întâmplat de fapt atunci la Mineriade, foarte, foarte târziu și abia reîncep aceste audieri, Cristina Prună. Cum ți se pare? Ne amintim tot timpul, în buza lunii iunie, ne amintim de Mineriade. Da, așa este și este o foarte interesant cum fosta șefa secției de oncologie de la Suceava, medicul care a luat de 280 de ori șpagă de la pacienți, scapă foarte ușor pentru că peste 5 ani se poate întoarce în sistemul public de sănătate să profeseze și scapă și de arest. A luat într-o singură zi mită de la 29 de pacienți bolnavi de cancer. În total vorbim despre 280 de dăți în care a primit șpagă de la pacienții oncologici. Cam atât despre cum se face dreptate în România și despre sistemul de sănătate. Cu această informație încheiem Politica Zilei astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. De la Fix începe Bună România. Să aveți o seară liniștită. Eu sunt Ioana Constantin. Pe mâine.